Hai să spun și că și Mihai Rotaru a avut ghinion într-un fel. Vă poate să se invoce ghinion. Pentru că dacă se califică, intră în divizia Bordeaux, Ivan nu mai e pe aceea. Corect. Că era o ofertă care a făcut-o de astea iarnă și care era valabilă în continuare, ori pe 3 milioane sau nu știu cât, și ar fi plecat la... la Bordeaux în vara asta, dar dacă Bordeaux a promovat Metz, nu își poate permite cele 3 milioane pentru Ivan să-l aducă. Nu mai puteau permite așa ceva.